Ziua femeii a fost sărbătorită printr-un concert inedit la Palatul Culturii Teodor Costescu, care a avut loc la începutul acestei săptămâni. Artiști de excepție au fost invitați, printre care petrică Mățustoian și Emilia Dorobanțu. Muzica folclorică a fost o încântare pentru doamnele care, alături de parteneri, au avut o seară de neuitat. Ah, Pai ko parale no java darak ma ahuma sa ala ta madra sa Ziua internațională a femeii a fost sărbătorită, ca de obicei, și la Palatul Culturii Teodor Costescu din municipiul drobeta turnu Severin, printr-un concert extraordinar în care doamnele au avut ocazia să asculte o selecție de piese. Muzica populară românească pe care au petrecut a fost o adevărată încântare pentru acestea. Artiști precum Ana Maria Uprișan, Alina Drăghia, Emilia Dorobanțu, dar și Mariana Căpitănescu s-au întâlnit la începutul acestei săptămâni pentru a oferi o seară de neuitată de dedicată eternului feminin. Ce ne puteți spune despre acest eveniment? Vreau să felicit în primul rând organizatorii pentru că este cumva un nou început după aceste restricții ale noastre cu interzicerea concertelor și a, a fost o mare bucurie întâlnirea cu publicul. Deci, aici, la a, Palatul Teodor Costescu, întotdeauna a, sunt, sunt primită cu căldură. Deci, simt dragostea oamenilor de cum intru pe scenă. Vă spun, este un lucru extraordinar, pentru că sunt locuri în care mi se par multe priviri a, ostentative. Deci, parcă a, îți ia din curajul de a cânta. Dar aici simt căldura aceea emanată de public de la început. Așa am simțit și astăzi seara, cu toate că a, nu, nu este voie să fie. Fie sala plină, dar uh, sentimentul pe care l-au avut aceste inimi care au fost în sală, uh, au fost așa: că sala a fost plină și uh, felul cum au primit cântecele, uh, le era dor. Și femeile chiar au meritat acest răsfăț. Vreau să-l felicit și pe domnul primar pentru că a avut această inițiativă. Să știți că nu mulți au acest curaj de a organiza evenimente pe, în perioada aceasta cu uh, restricții, pentru că le e teamă de complicații și atunci mai bine se lipsesc și spun mai bine nu, e mai ușor să nu faci decât să faci și să întâmpini probleme. Dar iată că oamenii curajoși uh, fac lucruri. Aici m-am încărcat, mi-am încărcat bateriile cu aplauzele publicului. Inițiativa autorităților locale de a organiza. La un astfel de eveniment a fost apreciată de către artiștii prezenți. Cu melancolie, aceștia au afirmat cât de dor le-a fost de reîntâlnirea cu publicul. Vă mulțumesc frumos! Vreau să îi mulțumesc domnului primar pentru modul cum gestionează minunatul oraș și nu numai și prietenul nostru Aladin. Să știți că eu nu fac politică, dar îmi sunt așa de dragi ca oameni pentru că la mine, pe zona de munte, au făcut lucruri foarte frumoase. N-aș fi crezut vreodată că putem ieși din noroaiele din care am ieșit. Acolo tot este asfaltat și frumos și plăcut. Și pentru asta e felicit din suflet. Și aș vrea să cânt doar atât. Me dinți frumos pământ, are-mi drag să te cânt Dar te văd din când în când și trăiesc cu tine în gând Unde trăiesc o duc bine, dar sunt departe de tine plai de dor cu oameni buni cu păduri pe mândrusuri, Te lumina mândru soare, din izvena vânjul mare, Când te drag sau de n baia, de răsună și strehaia, Mi-e drag la tine să vin, Dunăre la Severin, Că mulți ani pe malul tău petrecui cu puiul meu, de vrei să te înveselești, treci noare și gheorghești, treci pe mare și gărgești, La cerna vârf să te oprești De vezi lunca de la balta Lumea ți se pare alta Ai în fața ochilor Frumusețea munților pe scena aparatului culturii Teodor Costescu a fost prezent și iubitul cântăreț de muzică populară Petrică Mățu Stoian sub bagheta maestrului dirijor Nicolae Drăghia, acompaniat de ansamblu Lăutarii Mehedințiului. Doamnele alături de soții lor s-au bucurat de melodiile îndrăgite ale acestora. Ce ne puteți spune despre acest eveniment? Este un eveniment foarte important din viața noastră românilor, sărbătoarea mamei, în primul rând, sărbătoarea uh, minunatului om care procrează. Uh, astăzi, la Drobeta Turul Severin, uh, m-am simțit extraordinar de bine. Uh, de fapt, de fiecare dată când vin aici la Mehedinț, la mine acasă, uh, mă simt minunat. Publicul este cel care recepționează tot actul cultural prezentat de mine și de colegii mei. Și mulțumesc autorităților, și tuturor celor care s-au gândit să organizeze în această perioadă grea, perioadă ce ne-a măcinat viețile, un minunat spectacol pentru Doamnele noastre scumpe. Este un spectacol mult așteptat de noi. De ce? Pentru că e primul spectacol de mai bine de 8 luni de zile cu public. Chiar dacă normele sanitare nu i-au permis mai mult de 30% din capacitatea sălii, să știți că nu s-a cunoscut. Oamenii au fost foarte activi, aplauze furtunoase și nouă ne-au transmis emoția pe care ne-o doream din tot sufletul. Soții, mame, bunici, toate au avut același entuziasm la ascultarea versurilor, melodiilor preferate, trezindu-le fel și fel de amintiri. Piesele de excepție ale artiștilor atât de iubiți de severineni pot fi vizionate mâine 13 martie, începând cu orele 20 pe pagina de Facebook Mehedințul meu.